Necesitatea adoptării cu prioritatea unor politici pentru sprijinirea familiilor și a natalității, ameliorarea continuă a programelor pentru sprijinirea tineretului, inclusiv a studenților și a tinerilor întreprinzători, precum și pentru combaterea dependențelor de diverse tipuri și stimularea coeziunii sociale, au fost principalele teme de dezbatere pe care ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, le-a avut cu omologii săi din guvernul italian, Eugenia Rocella, ministrul Familiei, Natalității și Egalității de Șanse, și Andrea Abodi, ministrul Sportului și Tineretului. Vizita în Italia din aceste zile, 18-19 septembrie, s-a înscris în strategia de dezvoltare a cadrului oferit de Declarația Comună privind parteneriatul strategic consolidat între România și Italia, semnată la Roma de premierii Marcel Ciolacu și Giorgia Meloni, cu ocazia ședinței comune a guvernelor român și italian din 15 februarie 2024. În vederea atingerii unor obiective concrete legate de temele discutate, am semnat cu cei doi miniștri italieni două protocoale de colaborare, unul în domeniul politicilor referitoare la familie și unul în domeniul politicilor legate de tineret. Aceste documente sunt menite să întărească cooperarea între România și Italia în sectoarele respective, începând cu constituirea unor comitete tehnice care să elaboreze o agendă comună a activităților, a declarat Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din România.